Bună, sunt Delia Mureșan și o să te conduc în lumea îngerilor. Acum și aici, prin intermediul acestei meditații, să-ți cunoști îngerii tăi păzitori. Inspira adânc, expiră, relaxează-te. Conectează-te la muzica pe care o auzi. Am să-ți povestesc despre îngerii păzitori. Simte cum, pe măsură ce îți povestesc, prezența lor este tot mai puternică. Cum te apropii să-i cunoști cu fiecare minut, cu fiecare secundă. Toți avem îngeri păzitori. Nu trebuie să-i câștigi, ci aceștia sunt dăruiți fiecare persoană de la naștere și în timpul vieții. Trebuie să faci ceva în mod special, pentru că ei sunt permanent cu tine și sunt îngerii tăi, doar îngerii tăi păzitori, doar ai tăi și numai ai tăi. Ei sunt alături de tine indiferent ce decizi, indiferent de moment. Ei văd dincolo de suprafață, ei văd dincolo de greșelile omenești și văd în tine ceea ce a creat Dumnezeu. Ei vor să te conducă, să te ghideze spre realizarea menirii tale și a potențialului tău pe acest pământ. Îngerii te văd perfect, te văd o ființă perfectă. Îngerii tăi păzitori sunt cei mai aproape îngeri de tine. Ei te văd lumină, ei te văd iubire. Îngerii tăi păzitori nu se schimbă niciodată. Sunt suflete care nu au ego, sunt mesagerii lui Dumnezeu. Ei te veghează cu iubire și sunt alături de tine toată viața. Ei sunt alături de tine chiar și în acest moment. Majoritatea oamenilor, cel puțin doi îngeri păzitori. De obicei, unul dintre ei este mai blând, este cel care te consolează, este cel liniștit și cel care te ajută să treci prin etapele grele din viața ta. De obicei, pe acest înger poți să-l simți, partea stângă undeva în spatele umărului stâng. Atunci când ai nevoie de suport emoțional, cum ar fi să treci peste dezamăgire sau durere, nu uita de acest înger păzitor al tău. Celălalt înger este mobilizator, este acea voce pe care o auzi în inima ta, vocea interioară care spune ce e potrivit pentru tine și ce să faci. E acea voce, acea intuiție pe care o ai în momente cruciale din viața ta. Pe acest înger poți să-l simți în dreapta ta, în fața umărului drept, pentru că el îți ghidează drumul. Mulți oameni au mai mulți îngeri păzitori. De fapt, poți cere câți îngeri păzitori vrei. Se spune că de fiecare dată când Dumnezeu trimite un gând de iubire, un înger este creat, așa că există foarte mulți îngeri. Îngerii păzitori vin tot mai mulți în momentul în care îți faci misiunea și menirea pe această planetă. Atunci când e nevoie de tine, ei vin și aranjează acele sincronicități, cele așa zise coincidențe,
și cu fiecare pas pe care faci pentru menirea ta, mai primești îngeri păzitori. Să nu te îngrijorezi niciodată că îi deranjezi, pentru că ei sunt desemnați pentru tine cu normă întreagă. Asta este meseria lor și pentru asta i-a trimis Dumnezeu. Ei te ajută să ai parte de pace, bucurie, sănătate, fericire. Ei sunt cei care te ajută în momente grele. Însă nu poți trece peste liber arbitru. Ei vin doar dacă le cere ajutorul, doar dacă le dai voie. Așadar să nu uiți, să vorbești cu îngerii tăi păzitori, așa cum făceai când erai mic. Nu contează cum le cere ajutorul. Important este să o faci din toată inima. Îngerii nu răspund la vorbele noastre. Ei răspund la sinceritatea din spatele vorbelor, la intenția din spatele vorbelor, la dorința clară de a fi ajutat. Atunci când cere ajutorul, sincer și cu inima deschisă, ei vin imediat. Inspira adânc, la nivelul sufletului, undeva în interior, îi cunoști deja. Ai mai interacționat cu ei în copilărie. Da, te-ai jucat cu ei în copilărie. Ați fost foarte bun prieten. E timpul să vă reluați această legătură magică. Fiecare înger păzitor are o anumită vibrație. Vibrație care se traduce în lumea noastră materială printr-un nume. Uneori, îngerii au un nume ce pare pământesc, alteori numele lor sunt neobișnuite, alteori pot fi nume biblice, ca și arhanghelii. Însă nu uita, îngerii păzitori nu sunt arhanghelii, îngerii păzitori sunt doar ai tăi. Îngerii tăi păzitori, arhanghelii, sunt pentru toată lumea. Dacă îngerul tău păzitor se cheamă precum un arhanghel, se poate să aibă o parte din energia și vibrația acelui arhanghel, dar este îngerul tău păzitor și doar al tău. Numele sunt importante pentru că ne putem conecta mai ușor. Dar vibrația pură a îngerilor. Haide acum și aici să faci cunoștință și să afli numele îngerilor tăi păzitori. Respira adânc. Du-te acolo, în centrul inimii tale, cu intenția foarte clară de a-ți întâlni îngerii păzitori. Apoi spuneți în gând după mine: îngeri păzitori, vă rog să vă face simțită prezența în acest moment. Ajutați-mă să vă simt prezența acum, îngerii mei păzitori. Vă rog acum și aici veniți să vă cunosc, să ne reîntâlnim.
Respirăm, ne conectăm la noi și spunem: Înger păzitor, vă rog, spuneți-mi numele vostru. Înger păzitor, vă rog, spuneți-mi numele vostru tare și clar, în așa fel încât să-l înțeleg. Înger păzitor, vă iubesc necondiționat și vă cer acum și aici să veniți să ne jucăm și să ne bucurăm din nou de revedere, de a fi împreună. Lasă să vină spre tine primele nume, primele litere. Vezi ce simți, ce vezi, ce auzi. Ai încredere. Orice cuvinte, orice viziune, orice sentimente. Tot ce simți acum și aici vine de la îngerii tăi păzitori. Nu încerca să forțezi lucrurile. Această conexiune e importantă să vină natural. Iar dacă nu ai auzit acum, fii sigură că îngerii au înțeles mesajul și îți vor spune numele lor atunci când ești pregătit. Cere să-ți dea semne clare în lumea reală pentru a putea să te conectezi la prezența lor. Și acum și aici, lasă îngerii tăi păzitori să-ți transmit un mesaj. Lasă-i să se joace cu tine. Lasă-i să se manifeste. Îngerii păzitori au o energie jucăușă, așa că nu fi surprins dacă te iau la dans sau dacă te gândele prin păr. Dacă voi aveți întrebări pentru îngerii voștri păzitori, adresați-le întrebarea acum. Mulțumim îngerilor că ați fost alături de noi. Mulțumim că ne-ați dat voie să ne bucurăm de voința lui Dumnezeu. Mulțumim că ne protejați și ne vegheați clipă de clipă. Și inspirăm adânc. Știm acum și aici că îngerii păzitori sunt doar la un gând de iubire distanță. Oricând ai nevoie, nu uita să-i invoci și vin să te susțină, să te protejeze, să te călăuzească. Sunt Delia Mureșan și te-am condus în lumea îngerilor tăi păzitori.